Comunitatea elenă din Onești a fost prezentă la comemorarea eroilor Greciei de la Mănăstirea Secu. În cadrul manifestărilor dedicate Zilei Naționale a Greciei, reprezentanții Uniunii Elene din România, în frunte cu președintele Uniunii Elene din România, profesor universitar dr. Inginer Dragoș Gabriel Zisopol, deputatul minorității elene în Parlamentul României, s-au deplasat în Neamț la Mănăstirea Secu. A fost adus un pios omagiu eroilor greci căzuți în luptele pentru câștigarea independenței statului elen, începute în anul 1821. Comunitatea elenă din Onești a fost și ea prezentă, sâmbătă 18 martie, alături de alte comunități ale Uniunii Elene din România, la comemorarea eroilor Revoluției din 1821. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare de la președinta Comunității Elene din Onești, Cristina Chiriacopoulou. Evenimente de suflet pentru comunitatea elenă din Onești, dar și pentru Uniunea Elenă din România. Da, în primul rând pentru Uniunea Elenă din România, pentru că Uniunea organizează toate aceste evenimente și pentru comunitate, evident, pentru că noi ca și comunitate am fost prezenți la aceste amândouă evenimente foarte importante, niște manifestări și mai ales cu Drăgășanu, începând cu manifestarea de la Drăgășani, care deschide manifestările organizate cu ocazia Zilei Naționale a Greciei, a Eladei. Da, și apoi, după vizita de la Drăgășani, am fost și la Mănăstirea Secu, tot cu această ocazie, cu ocazia Zilei Naționale a Greciei. De fapt, și într-un punct și în celălalt am fost pentru depunere de coroane de flori, pentru comemorarea eroilor. Exact, pentru comemorarea eroilor greci, ai noștri. Noi pentru asta ne-am dus, dar nu numai, pentru că la Drăgășani există, în afară de monumentul eroilor greci, există și monumentul eroilor români. Am să vă spun câteva vorbe, pentru că am fost pentru prima dată când am fost eu personal la Drăgășani, fiind prea departe, noi comunitățile elene din Moldova ajungem mai greu la Drăgășani. Și atunci, de data asta, anul acesta, s-a nimerit să mă duc și eu la Drăgășani și am fost foarte impresionată. Am fost foarte impresionată, în primul rând, de monumentul eroilor și români și greci, deci separat sunt două monumente diferite, dar am fost foarte impresionată de primarul de la Drăgășani și de toți locuitorii, da, exact, pentru că ne-au primit cu foarte mare drag, pentru că am văzut că au grijă de acele monumente, și al nostru și al lor, tot timpul sunt prezenți și chiar ne-au specificat că n-au avut ei timp să vopsească, nu știu ce mai trebuia să vopsească, n-au avut ei timp pentru să se pregătească suficient, pentru că de obicei manifestările acestea începeau un pic mai târziu și probabil aveau și se pregătiseră pentru un pic mai târziu acesta, dar foarte implicați, primarul, consilierii locali, locuitorii de acolo din Drăgășani, foarte frumos ne-au primit, foarte frumos ne-au vorbit. Este pentru prima oară când Oneștiul a fost reprezentat la Drăgășani? Da, este pentru prima dată când Oneștiul este reprezentat la Drăgășani anul acesta. Cum a fost și la Secu, pentru că au fost așa o serie, o suită de evenimente care s-a dat startul la Drăgășani și a continuat cu Secu. Și a continuat cu Secu și urmează alte evenimente. Fiecare comunitate o să-și organizeze evenimentul ei personal al comunității, adică Ziua Greciei se urmează să aibă loc și la București, un concert omagial duminică pe 26 martie, la Ploiești, la Filarmonica de la Ploiești, iarăși un concert omagial, la Iași, iarăși un foarte mare eveniment la care sunt invitați și un grup, un ansamblu de artiști din Grecia venit special pentru această ocazie, la Brașov, iarăși la Craiova, la Constanța, la... Deci agenda încărcată. Da, și la noi, urmează și la noi săptămâna viitoare, vă invităm și pe dumneavoastră și pe toată lumea. Nu știm încă exact ziua și ora, dar o să facem afiș, o să vă anunțăm din timp să veniți să participați cu mare drag la Ziua Națională a Greciei, organizată de noi de Comunitatea Elenă Onești. La Mănăstirea Secu i-ați pomenit în continuare pe eroii greci. Da, i-am pomenit pe eroii greci, iarăși am depus coroană de flori și acolo pentru
pentru ei. Domnul președinte a fost, domnul președinte Dragoș Gabriel Zisopol a fost prezent de fiecare dată, dânsul este prezent la toate manifestările noastre. A fost atât la Drăgășani cât și la Secu? Da, și la Drăgășani și la Secu, bineînțeles. La Drăgășani am avut plăcerea să fie prezentă și doamna ambasadora Republicii Elene la București, excelența sa, doamna Sofia Gramata, care a și ținut un discurs. Chiar am fost impresionată de cuvintele doamnei ambasador, care ne-a spus că trebuie să ținem minte și să ținem cont de faptul că au fost 500 de oameni, de tineri, ea i-a numit studenți, tineri, care au luptat la Drăgășani pentru acest ideal, pentru eliberarea de sub jugul otoman, de sub stăpânirea otomană. Erau conștienți acei tineri că sunt doar 500, iar armata otomană este mult mai numeroasă decât ei. Erau conștienți că n-au armamentul și tehnica militară de la vremea aceea, care aveau armata otomană, ei nu aveau, și cu toate astea au luptat până la ultimul și și-au jertit viața pentru acest ideal. Bătălia n-a avut succes. Da, exact. Bătălia de la Drăgășani n-a fost un succes. Oricum, revoluția întreagă a Greciei a durat 9 ani. Deci după acești 9 ani, în sfârșit, s-a eliberat Grecia de sub stăpânirea otomană. Nici la Secu n-a fost o bătălie cu succes, să-i spunem așa. Și acolo sacrificiul a fost mare, sigur că da, și acolo și-au jertfit viața, tot la fel, nu s-a realizat mare lucru, dar într-un final războiul a fost cucerit, da, câștigat. O dovadă frumoasă că reprezentanții, urmașii grecilor de atunci, nu comunitățile elene din, de astăzi din România, nu uită și merg să-și cinstească eroi. Da, asta în primul rând. Domnul președinte Dragoș Gabriel Zisopol ține foarte mult la istorie, la limbă, la cultură, la civilizație. Este tot timpul, așa cum am spus, este tot timpul prezent la toate manifestările care au loc în aproape toate comunitățile, merge și în comunități, în teritoriu și stă, este prezent la manifestările noastre, își dă tot interesul și face tot ce trebuie și tot ce se poate ca să nu-i uităm pe cei care au luptat pentru noi. Pentru că astăzi noi putem să vorbim acum liniștiți și liberi, este și datorită acelor jertfe și acelor oameni care s-au jertfit pentru noi și pentru libertate și pentru dreptate și pace. Reamintim telespectatorilor noștri că la Mănăstirea Secu, o formațiune a eteriștilor condusă de Iordache Olimpiotul și Ioan Farmache ajunsese în Munții Neamțului, decizând să continue lupta în iulie 1821. Noua conducere a Patriarhiei Ortodoxe de la Constantinopol, în mod paradoxal, ceruse grecilor numiți Apostat și Hain să se trezească pentru Dumnezeu și să se supună Imperiului Otoman. Eteriștii au reușit să reziste aproape 2 luni la Mănăstirea Secu până în toamna anului 1821. După aproape 2 luni de rezistență, Iordache Olimpiotul s-a aruncat în aer cu tot cu pulberăria de la Mănăstirea Secu, iar Farmache, alături de 20 de luptători și 3 călugărițe, au fost luați prizonieri. Turcii l-au legat pe Farmache în lanțuri și l-au purtat pe jos spre Iași pentru ca apoi să fie trimis la Constantinopol. Așadar, lupta de la Secu i-a găsit la oaltă atât pe greci cât și pe români, dar și pe mireni cât și pe călugări.